Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Exprim TV. Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat săptămâna trecută piața de asigurări. Autoritatea de supraveghere financiară a elaborat un pachet de acțiuni pentru stabilizarea pieței asigurărilor obligatorii auto RCA după expirarea perioadei de plafonare a tarifelor. Aceasta cuprinde pilonul legislativ, introducerea prețului de referință, monitorizarea primelor efective pentru sectoarele cele mai vulnerabile și implementarea de măsuri specifice de protecție a consumatorilor. În perioada ianuarie-iunie 2016, societățile de asigurare au avizat un număr de 135.709 dosare de daună pentru polițe de asigurare obligatorie auto RCA, în creștere cu 16,4% față de semestrul 2 al anului 2015. Patru societăți de asigurare au cumulat 74,89% din numărul total al dosarelor de daună RCA avizate, și anume Euroins, Carpatica Asig, Asirom Viena Insurance Group și City Insurance. Societatea City Insurance, aflată în procedură de redresare financiară, își schimbă forma de administrare și trece de la sistemul unitar la sistemul dualist. Acesta reprezintă primul pas din procesul de preluare a companiei românești de către grupul germano-elvețian Berlin London Beteiligungs. În decursul celor 7 luni de când este corespondent nominalizat de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, Recrex a gestionat dosare de daună aferente accidentelor produse de cetățeni români utilizatori ai unor autovehicule înmatriculate în Bulgaria. Astfel, compania a constatat că 92,1% dintre accidentele aferente dosarelor analizate au fost provocate de persoane de sex masculin și doar 7,9% de persoane de sex feminin. Gotaer Asigurări desfășoară în perioada 1 martie-31 august campania Go Complet Asigurat, în cadrul căreia compania suportă costul unei asigurări obligatorii de locuință, PAD, pentru clienții care dețin o asigurare casco, precum și o asigurare facultativă a locuinței la Gotaer. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor. Joi, la Exprim Time for Business, aflăm mai multe despre proiectul ASF de educare în domeniul financiar, care demarează săptămâna viitoare de la Călin Rangu, director Direcția Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară. Până la următoarele informații din asigurări la Exprim TV, noi vă dorim o săptămână cât mai plăcută!